Melissa, Scarlett și Liviu s-au infectat cu o bacterie, iar Scarlett a fost atât de mult afectată de asta încât am ajuns de urgență cu ea la spital. Dar înainte de asta am avut o zi extraordinară și dulce și nici nu ne trecea prin cap că totul se va transforma într-o experiență amară. Dacă ar fi să numesc care parte a lumii ne-a plăcut cel mai mult din câte locuri am vizitat, este Africa. Așa că pentru o lună de zile suntem pe continentul incertitudinii, dar și al zâmbetelor, al extremelor, dar și al bucuriei în lucrurile simple. Noi suntem familia Mateș, adică Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Amza. Dar am luat cu noi și o gașcă de prieteni. Pe Liviu, Emma, tot Emma, Octav, Matias și Ava. Să continuăm aventura din China. Welcome to Nairobi! Wow! Wow! Guys, dacă nu erau oamenii ăștia... Înainte să vedeți cum am ajuns cu Scarlett la spital, trebuie să înțelegeți puțin contextul. Ce s-a întâmplat înainte să ajungem la spital. Așa că dacă nu ați văzut vlogul anterior, vă rugăm să-l vedeți. Eram în Mombasa, acum noi ne-am mutat în Diani. E ca și cum ai zice că am stat înainte la Constanța și acum ne-am mutat la Mamaia. Așa este aici pe coasta Kenii. Deci ne-am mutat în Diani. Oh, gata, am ajuns în Diani Beach. Yay! Adică mai exact în Galu Beach, un pic mai jos, dar tot asta e, cam asta e. Ia uitați ce primire avem. Oh, thank you for welcoming us. Welcome to Villa Madinina. Her name is Patience. Mm-hmm. Cum să te cheme Răbdare? Da. Cum? Deci știi că dacă zici răbdare, de răbdare devii răbdătoare. Da. What kind of fruit is this? This is watermelon and banana. Nice. Thank you. Thank you. Deci vila asta arată exact la fel ca una care am stat mai de mult. Room tour, facem room tour, facem room tour? Yes. Now this is room Mombasa. Okay. We named our rooms according to our cities. Ce seamănă cu aia noastră veche. Da, e exact la fel. Ce seamănă. Da. And it's just one bathroom. Bathrooms 3. Ah, it's okay. Yeah. Thank you, bye! Tata, mai ții minte video-ul ăla cu maimuța? Au demolat scările și au... Dar nu, asta e alta, e alta. So this is our kitchen? Asta este bucătăria. Asta este bucătăria foarte curată. William o să ne gătească. El este William, bucătarul. În prețul vilei este inclus și bucătarul și omul care are grijă aici de securitate și omul care are grijă de grădină, de piscină și așa mai departe. Aici este o baie. Da. Da? Și aici este un dormitor. Da, ok. Poate că sunt cu două paturi. Băieții! Aveți camera voastră? Voi? Da. Toată, tot patul ăsta al vostru? Da. Wow. Wow. Puteți dormi și pe lat și pe lung. Ce fain. Te bucuri, Amza? Tu cu Matias? Da. Ce fain. Petrecere la moș. Ok, și acum mergem sus. And this is Nairobi. Another bedroom. Another bedroom. Ok. Welcome. Deci aici este camera mea și ale Melissa. În sfârșit, o să mă întind. Stau cum vreau. Așa. Ok. Camera asta nu a fost așa alesă de oameni, pentru că e foarte cald. Da, eu cum am ales-o, pentru că are această toaletă frumoasă. Avem și o priveniște frumoasă la piscină. Așa, și după aia avem dulapul ăsta, care nu poți să-i zic chiar dulap sau ce-o fi. Haideți că avem dormitoare suficiente, încăpem toți maxim. Suntem lejeri. Da, lejer, lejer. Chiar suntem lejer. Acesta a fost turul. Și pentru că eram în Diani, voiam să avem și o experiență de snorkeling. E un lucru foarte fain să faci snorkeling în Kenya. Apa este limpede, sunt foarte mult pești, corali, este superb. Și pentru că Wasini este un loc popular, adică de când ajungi în aeroport sau în gară sau peste tot găsești reclame cu această experiență, să mergi la Wasini, să vezi delfinii, să faci snorkeling, să mănânci pe insulă, să vezi cum trăiesc oamenii pe insula Wasini. Am zis, mă, haide să facem și noi experiența asta, mai ales că în urmă cu 2 ani noi mai făcusem o dată experiența asta și a fost ceva fain.
Așa că am plecat cu toții la Wasim. Este o experiență pe care o poți bucui din Diani sau din Galu, de unde vii, și anume să mergi pe insula Wasim. Este o experiență de o zi. Am plătit 5500 de adult, scarele 3500 și am zis 2500 de șilin. Avem mâncare inclusă, barcă, ghid, facem snorkeling, mergem pe insulă și mâncăm acolo. Noi suntem la a doua experiență de genul ăsta și știm cum să fie fain. Ce ne bucurăm extraordinar de mult este că nu este soare. Este înorat. Scarele se simțea rău azi dimineața din cauza la soarele de ieri. Eu m-am prăjit efectiv cu ochelari pe față. Și asta este mult mai bine, că este înorat. Este. Plecăm din port. Lăutarul Octav și-a adus boxa. Și piesa se potrivește foarte bine, că zice că Simon Petru aruncă lăvodul pe cealaltă parte și pescuiește. E vorba despre pescuirea minunată din Biblie. Mersi să vină la noi. Haideți cu muzica. De față. În față, uite aici. Uite-l aici, uite-l aici! Uite-l aici! Uite-l aici! De data asta a fost o ieșire excelentă! Să-i vedem! Wow, s-a venit acum de-a... Sub noi, da! Partea cu delfini a fost foarte faină, pentru că în urmă cu 2 ani nu văzusem delfini. Acum ai văzusem, veniseră aproape de barcă, era super. Dar, pentru că era înorat, ne-am bucurat că nu ne prăjim la soare. Dar snorkeling-ul a fost cam dezastru, mare era agitată, sare și la copilul mate, și s-a făcut rău pe barcă. Snorkeling-ul a fost cam... Dar am zis, bă, măcar mergem pe insulă, mâncăm ceva acolo, fain, că e faină experiența asta să trăiești așa cu local. Și na, totul măcar va fi fain până la urmă. Sunt niște mici peștișori, insecte, nu știu ce sunt, ce se pun pe piele și te pișcă dacă stai pe loc. Can we go back? Yeah. Okay. I will go with them. Deci, cât de distractiv era acum câteva minute. Este un fail total. Scale, cum ți s-a părut? Deci, uite ce am. Da, pișcă astea, da. Da. Ești albă la față, pe ce? Am făcut baie special pentru că după aceea să-mi treacă. Și în apă mi-a fost răsut și de rabaluri. Noi venisem pe barcă acolo cu o atmosferă faină, cântam, râdeam, era totul, era super. Habar nu aveam, de fapt, că toată experiența asta, de fapt, va duce la un coșmar. Nașușa n-a avut, 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 nașușa n-a avut. Island, you have to see in front of us. This is Wasini Island, Deci dacă vedeți, a venit un taxi pe noi. Asta este insula Wasini. Acolo sunt mai multe restaurante. Când am fost noi data trecută, am mâncat la restaurantul de acolo din dreapta, acela care are roz. Și acum o să mâncăm la restaurantul cu verde. Ne ia pe toți cu asta? Ne ia pe toți. Vorbesc serios? Cum nu pe toți? Te descurci, Melissa? Eu. Invita. Sara, nu plecați fără noi.
La momentul ăsta suntem 99% siguri că problema infectării cu o bacterie a fost din cauza acestui restaurant în care am mâncat acolo, din cauza mâncării. Doctorul ne-a spus ulterior că foarte mulți oameni care au această experiență la Oasini vin cu tot felul de îmbolnăviri, cu diarie, cu febră, cu tot felul de probleme din cauza asta. Noi nu am știut, era un loc foarte popular, toată lumea merge, ne-am întâlnit cu italieni, cu polonezi, cu nemți care veneau după recomandarea pe care au primit-o în resortul în care stăteau, adică nu am fost noi niște nebuni care zicem, bă, hai să mâncăm undeva pe stradă. Am mers cumva pe încredere, mai fusesem o dată înainte, în urmă cu 2 ani, nu pățisem nimic, am zis, bă, mergem, e safe, e ok. Zice-mă, nu am fi mers într-un loc în care știam că s-ar putea să ne îmbolnăvim. Acolo unde știm că s-ar putea, acolo noi stăm departe, dar aici nu era cazul. Da, ulterior am aflat că cam ăla a fost locul în care ne-am și îmbolnăvit, așa că Scarlett, Melissa și Liviu, 3 din 11, nu știm restul ceilalți din alte grupuri ce s-a întâmplat cu ei, dar cel puțin la noi 3 din 11 s-au simțit foarte rău din cauza mâncării din acest restaurant. Dar urmează să vedeți cum a fost. Bun, am ajuns la momentul mâncării, mult așteptat, ne este foame de nu mai putem. Acum apa este foarte sus, de asta nici nu am putut să ajungem pe insulă unde ne propuneam să mergem și am fost în altă parte. Thank you. Rădăcina asta, nu știu exact ce e, este cu coconat, o rădăcină cu coconat, nu știu exact. Ai zice că un cartof mai tare, e o rădăcină, da? Pește? Nu știu exact ce soi e, dar clar este pește de apă sărată. Și suc de mango, natural, nu este de conservă. Ce frumos e! Crab? Avem și o comandă de lobster. Ia uite, Amza, ce a venit. Da. Asta da tehnică de deschis, vezi? Îți dă un lemn și un fund din ăsta așa. Dar înăuntru este cărnița. E dulce. E foarte, foarte bun. E super bun. Da, exact, textura este foarte bună. Zici că e de ceva vegetal. După asta a urmat un mic tur prin sat, este faină, te duci pe acolo printre case, vezi cum trăiesc oamenii, ei sunt mai cu pescuitul, cu din astea, afli una alta despre ei, e un lucru fain. Wow, ce mașinuță are! Ce zici? Ce mașinuță faină! Da! Deci asta este construit ca să se acumuleze apa în interior și să aibă când... și dacă nu plouă, nu au apă. Deci vedeți, plouă și adună toată apa din scoc, o adună aici, parcurge și apoi vine pe șanțul ăsta și așa adună ei apă. E cam greu cu apa dulce aici pe insula asta, doar dacă sap foarte, foarte adânc forezi, dai de apă, dar este numai piatră. Nu știu cum reușesc ei să sape aici. Băi, deci copacii ăștia baobabii, uite și încă unul acolo, sunt absolut superbi și sunt atâta de mari și de impunători, chiar superbi. Mamă, ce e aici? Wow! Știți ce, dragilor? În Europa și în România mai puțin, dar în Europa în general, noi avem acum cultura asta a reciclării plasticului, dar aici... Nu și domnilor, vă dați seama generațiile viitoare cum o să judece bătrânii, da, adică generațiile de acum care lasă peste tot plastic. Deci ăsta nu poți să scap de el 1000 de ani. O să rămână aici, o să ajungă în burtă la animale. E groaznic. De obicei apa este până aici sus. Și cum a început să se retragă, bărcile sunt avea pe acolo. Uite, plasticul ăla de la medicamente, un fișic aici, plastic acolo, plastic acolo, plastic acolo, plastic aici, plastic, plastic. Hai cu mine, Amza! Hai, uite, te iau, domnul! Thank you so much! Hey. Melissa nu a vrut să vină cu noi, este pe partea cealaltă. Noi. Melissa! Hey!
Ziua s-a încheiat frumos, tot așa cu bucurie. Am ajuns acasă, ne-am pus la culcare și la 2 noaptea, zici că a fost ceasul pus, s-a trezit Scarlett și a venit la noi în dormitor, la mine și la Sara, și avea o febră foarte mare, a vomitat mult, avea... Ulterior a făcut și diaree, a fost nașpa, foarte nașpa, a trebuit să-i facem împachetări ca să-i reducem febra. I-a dat Sara, avea o trusă de medicamente și ceva ce luasem noi la ea, dar nu-i trecea nici cum. S-a diminuat puțin, dar tot avea febră în continuare. Spre dimineață, cumva, din nou i-a mai dat medicament și îi mai scăzusese febra cât de cât. Cum te simți? Rău? Vine să vomiți. Încă-ți vine să vomiți? Mai încearcă să mai dormi. Nu mai vrei să mai dormi? Ok. Vrei să iei ceva la micul dejun? Salată de fructe, ceva, ar fi bine, tata. Vreau să stau afară. Doar vrei să stai afară? Haide. Deci la cum era azi noapte, nici nu vă pot spune, groaznic. Deci avea o febră foarte, foarte, foarte mare. Peste 40 avea. După cum o simțeam la mână, așa, din experiența noastră de 3 copii și a noastră de viață, avea peste 40. Dar oricum ea așa face febră mai mult. Așa sunt și eu. Când se întâmplă ceva, fac febră foarte mare. A vomitat până nu mai avea nimic de vomitat. Cum umblam eu prin casă, pe acolo, pe la baie, așa, mă întâlnesc cu Liviu. Și el deschide ușa și zice, aoleu, Paul, mi-e rău. Mamă, deci în momentul ăla când l-am văzut pe Liviu, am zis, opa, asta nu este bine. Deja sunt 2 la aceeași oră, zici că a fost programat. Imediat am știut, zic, băi, e ceva de mâncare. N-are cum, asta am crezut eu. Dar Sara zicea, dacă e malarie. Adevărul e că toate semnele duceau și către un diagnostic posibil de malarie. Și cu malaria nu te joci. Eram așa îngrijorat, nu știam. Zic, bă, dacă febra continuă, asta nu e bine. Ți-e frig? Da. Este mega cald. Și ea stă învelită cu asta. Haide, puiule. Haide. Haide. Să mergi. Așa, bravo. Ce ai făcut? Ești ea? Mai febră? A scăzut, nu mai e. Păi da, a scăzut că acum e... Hai, join the club! E pe Nurofen. M-am trezit cu o durere extrem de tare, mi-era rău, mi-era cald, după frig. Am mers la tata. Când deschid ușa, văd Dita mai lăcusta. Eu mă... simțeam așa de rău, încât am sărit peste ea. Și am coborât aici jos, așa, și m-am dus la mama. M-am așezat pe pat, i-am zis lui tata să-mi aducă un bol, ceva, când vine să vomit. Și până când a venit el, am vomitat pe jos. Eu mi-am dat tricou jos și mi-a pus tata un prosop extrem de rece pe tot corpul. I-am făcut împachetări. Sara mi-a zis că du-te, ia un lighean, căutam lighean. Ce lighean e aici? Am ieșit pe afară, pe acolo, pe la rufe, prin bucătărie, niciun lighean, nimic. Îmi venea să vomit și l-am trezit pe tata, mi-a zis, tata, e foarte rău, vin să vomit, hai la baie. Și m-a luat de mână, eu ce făceam? Eu cădeam, că eu nu puteam. Da, erai foarte moale. Mi-era frică să nu cadă în baie, știi? Abia mă țineam. Hei, băieții harnici, bravo, sunt mândru de voi. Ce responsabili sunteți voi. Ce faci? Tere, ca să scăpăm, ca să pot să mă joc eu cu Matii jocul. Auzi, dar o să te rog să stai la masă. Da. Așa, bravo. Bravo, Anza. I-am luat caietele cu noi și încercăm să facem în fiecare zi câte o lecție, 2-3. Adică să lucrăm undeva la o oră, numai că nu se întâmplă de fiecare dată, pentru că avem și programul foarte încărcat. Ieri, de exemplu, am fost toată ziua cu barca. Alaltă ieri a lucrat un pic, adică în zilele în care suntem prin preajmă, muncim. Un lucru de care am fost uimit tura trecută când am fost în Kenya a fost să observ că cel mai important lucru pentru familii este educația copiilor. Indiferent de cât de săraci, poate stăteau doar într-o casă de pământ sau niște pereți și așa un acoperiș de ca ăsta, de frunze de cocos. Până și în Mahala, dacă am fost, și erau oamenii într-o sărăcie lucie, pentru ei educația este o speranță la un viitor bun. Mergi pe stradă și vezi câte un boschetar care îi zice, Doamne, în viața lui asta nu a fost la școală. Dar de unde? Toți sunt educați, toți, școli, peste tot. Și oamenii se și sacrifică. Bucătăria sa din Mombasa
primea de la noi 1500 de șilinci pe zi. Asta înseamnă undeva 43 de lei pe zi. Ăsta era prețul ei, nu noi l-am oferit. Atâta ne-a zis că costă ea. Imaginați-vă că, să zicem, la câte zile de cazare erau în vila în care stăteam, poate ajungea la un salariu de 800-900 de lei. Și pentru banii ăștia călătorește de undeva de la vreo 6 ore de casa ei și copilul ei stă la o școală ca un fel de internat. Jobul ei era ca să-i plătească școala copilului. Mă gândesc în ce condiții sunt multe familii din România și refuză să își dea copiii la școală. Și sunt la doi pași de școală și nu trebuie să facă sacrificii pentru că școala este gratuită. Este incredibilă diferența asta pe care o observ între România și Kenya. Pentru noi este o prioritate școala, nu o minimalizăm deloc, din contră, o punem acolo sus, este valoroasă. E importantă educația, este importantă disciplina, disciplinarea copilului, să știe de un program, să știe de o responsabilitate pe care el o are, dar în același timp vedem foarte valoros și timpul petrecut împreună și tot ceea ce învață în momente de genul. Adică să putem să venim într-o altă țară în care cultura este total diferită și să experimentăm puțin din cultura aia. Și puțin din cultura asta din Africa putem să experimentăm doar în ianuarie. Atunci ne și permitem, este și vremea și totul e potrivit în luna asta. Ne bucurăm că încă este micuț și am putut să primim înțelegere din partea învățătoare și ea ne-a ținut la curent cu toate lecțiile. Îți mulțumim, doamna învățătoare, pe această cale. Suntem conștienți că mai încolo nu o să se mai poată lucrul ăsta, iar la fete este posibil pentru că este puțin alt sistem de învățământ și pot recupera și pot învăța puțin de la distanță. Am prins și câteva zile de vacanță și uite așa am putut să le unim cu zilele în care suntem aici. Imediat am să vi arăt ceva. Vreți? Mhm. În momentul ăsta, când era acolo pe leagăn, ea avea o stare mai bună. Încă avea febră tot, dar cum a trecut efectul medicamentelor, cum din nou febră mare. Și atunci am zis, mă, wow, Sara, nu, am hotărât că nu-i de stat. Și trebuia să mergem la doctor. Liviu era și el, dar mai... o putea să o ducă pe picioare. Melissa și ea avea o stare de somnolență, de rău, din asta era în cameră, nici nu am filmat-o pe ea, dar cumva ei puteau să o ducă, dar Scarlett avea febră atât de mare, îi revenise, încât nu mai puteam. Am zis, băi, trebuie să mergem la spital. So, you are ready or... La spital, vreau să Abdul ducă. Will take you to the hospital. Yeah, yeah, yeah. Yeah. It's better. Hai să mergem. Yes, one time she vomited what she eat, but the others was just vomit. Yes. I want to check the blood for checking whether it's a bacteria or a virus. Yes. And I want to check blood to rule out malaria. Chances are that it can be malaria. And I need to check her urine to see how bad is the dehydration in the body. Yes. Also we need to check the stool to find out if there is any parasite. Primul lucru pe care l-am făcut la spital a fost au fost analizele, să vedem în primul rând dacă este malarie. Bun, în Kenya se întâmplă să fie malarie în unele zone și cam ăsta e primul semn, să zic, că ai febră foarte mare. Poate ați văzut că chiar în România la momentul ăsta s-au întors din Zanzibar niște turiști cu malarie și sunt foarte afectați. Nu mai știu exact care e statusul lor, dar da, nu e o chestie de joacă. Așa că am zis, bă, trebuie să eliminăm din calcul malaria. Și da, am eliminat din calcul malaria. Nu era malarie, a făcut analize și era o bacterie în sânge. Nu știu exact ce, n-am stat să facem noi niște analize foarte amănunțite, dar era clar ce e. Așa că a intrat urgent pe antibiotic. Te doare capul? O să-ți trebuie câțiva paracetamol. Îți pun electrolit și paracetamol. Da. Pune mâna pe ea. O, ce reci sunt. Ce reci sunt. Și aici? Wow. Sub braț fierbi? Da.
și picioarele sunt reci. Spitalul este ca un hotel. Aici e un salon. Este baie. Uh-huh. Și aici este pacientuța. Este fix ca un hotel, fix. Ne-a zis doctorul de care s-a ocupat Scarlett, este chiar medicul principal care deține spitalul. A zis că intenționat a făcut spitalul să arate ca un hotel, ca oamenii dacă se îmbolnăvesc să nu simtă că ajung la spital, pentru că marea majoritate vin în vacanță. Și să se simtă, na, într-un mediu totuși mai de vacanță, chiar dacă trec printr-o problemă. Și familial. Noi am ajuns la un spital în care vin foarte mulți turiști. Acolo am fost trimiși de staful de la vilă, de unde eram. Ideea e că, bă, tipii ăștia, mă, ne-au ars rău de tot, la bani, da? Deci am stat câteva ore în spital și pentru acele câteva ore din spital, hidratare pe venă, tratament de antibiotic pentru Melissa și pentru Scarlett, tablete, câteva analize ca să vedem dacă e bacterian, virus sau vierm sau ce știu eu ce, astea au fost $500. Deci ne-au rupt. Ulterior ne-am interesat la alt spital cam cât ar costa același lucru și ar fi fost $25. Dar acum, ulterior, am pus pe asigurare și am făcut noi un claim acolo ca să ne primim bani înapoi. Dar ideea e că oamenii au profitat tare mult de noi, că eram cumva așa, știi, neputincioși și aveam nevoie de ajutor. Da, condițiile sunt bune în spitalul ăla, te simți așa ca la hotel, dar oricum, frate, pentru câteva ore în spital, $500, 2500 de lei, e wow, enorm. Cum mai ești? Trebuie să-ți meargă ăsta, care aici e cu paracetamol și cu... Da, și cu electrolit și cu... Nu, ăsta este cu electrolit, ringer. Asta da. Uh-huh. Aici e pentru voi și pentru febră și o să-ți cadă și o să simți bine, da? Liviu și Melissa au rămas la vilă, se simțeau și ei rău, foarte rău, dar puteau să ducă pe picioare boala. Toți trei aveau aceleași simptome, s-a întâmplat în același timp, era clar că aveau același lucru. Da, în timpul ăsta noi am stat până seara cu Scarlett acolo la spital. Au venit să schimbe perfuzia și au zis că mai are nevoie de multă hidratare, i-au dat ringă și mai multe... Și glucoză și... Da, glucoză, sărul și tot felul. Uh-huh. Zic că mai stăm încă 2 ore ca să se hidrateze bine de tot. Am început tratamentul cu antibiotic, dar e foarte bine, a scăzut temperatura repede, nu e greață, nu e doar slăbită și obosită și trebuie să doarmă. Mai stăm 2 ore și mergem și noi că se plece la copii. Nu am rămas cu Scarlett internată acolo pentru că deja aș revenise puțin. Știam clar care era treaba și știam ce tratament va avea nevoie. Nu avea o nevoie de o supraveghere suplimentară. Puteam să ne dăm seama dacă se înrățăsește treaba sau nu. Oricum tot noi o supravegheam și eram foarte aproape de spital, adică puteam oricând să ne întoarcem înapoi. Așa că cel mai bine ne-am hotărât să mergem, să fim împreună cu tot grupul, cu familia și să petrecem noaptea acasă și să nu rămânem în spital. Încheiem acest video aici. În videoul următor, Melissa o să plece acasă, dar o să vă dăm atunci mai multe detalii, să vedeți în ce context, de ce, cum. Ne-a durut foarte mult că ea a plecat, dar a trebuit. Vă explicăm în vlogul următor.